Originar din Schitu Golești, actualul atacant al echipei de primă ligă CSU Craiova, Simon Mazarache, a fost premiat cu ocazia Zilei Comunei pentru merite sportive deosebite, cât și pentru onoarea adusă localității. Distincția a fost oferită de către primăria și Consiliul Local din Schitu Golești și a fost înmânată fratelui acestuia, golgheterul Lazi al echipei din Bănie, fiind în plină pregătire a jocului de cupă de la Brașov, alături de ceilalți juveți. Se acordă diploma de excelență domnului Mazarache Simon pentru performanțele sportive deosebite obținute la fotbal. Frate cu fotbalistul Simon de la Craiova, felicitări! Mulțumim! Simon Mazarache a reușit un tur de campionat excelent în actuala stagiune. Cu el, printre titulari, CSU Craiova a terminat pe locul secund în clasamentul Ligii 1, la trei lungimi în spatele liderului Steaua București. Golgheterul născut, atacantul de 23 de ani, a reușit în scurt timp să-i cucerească pe fanaticii suporterii olteni cu cele 4 goluri marcate sub culorile echipei din Bănie. Ca o recunoștință a talentului, cât și a devotamentului arătat până în prezent culorilor alb-albastre, pe prima copertă a revistei de casă a Craiovei, a prefațat jocul din Cupa României de la Brașov cu Sepsi Sfântul Gheorghe, scor 1-0, cu imaginea lui Simon Mazarache. Conform statisticilor, mușceleanul este singurul jucător din lotul Craiovei care a bifat toate jocurile oficiale din acest an calendaristic, disputate de olteni în toate competițiile.